Dimineața. Bună dimineața, dragi prieteni, bună dimineața din Madrid. Poate mulți dintre voi nu știați, pentru că canalul acesta, că canalul a crescut foarte mult în ultima perioadă și vă mulțumim din suflet pentru asta, dar noi, practic, am fost adoptați de această țară, de Spania. Eu am trăit aici de la vârsta de 13 ani și acum am 31 și Luca a ajuns aici când avea 8 ani. Deja Luca pentru foarte mult timp s-a identificat mai mult cu populația acestei țări decât cu populația țării unde ne-am născut. Nu a ținut vremea cu noi, am ajuns aici de câteva zile, am fost și în orașul în care probabil ați văzut la televizor inundațiile. Am fost și în orașul pe care l-am numit casă timp de foarte mulți ani, în Benidorm, la plajă, dar nu ne-am putut bucura de ea. Acum am venit în Madrid, din nou plouă în fiecare zi și nu am putut să vizităm foarte multe, dar ce poți să faci atunci când plouă cu siguranță? Să mănânci. Să mănânci, poți să mănânci și Spania are o reputație foarte bine cunoscută în Europa ca o destinație culinară. Așa că în vlogul de astăzi asta vom face. Vom mânca Madrid. Acum suntem după multe plimbări într-un cartier foarte multicultural, în Lavapiés. Ne-am plimbat toată ziua. Sperăm să mai țină vremea cu noi și să putem să degustăm cât mai multe chestii, dar evident începem cu începutul, începem cu micul dejun. Nu suntem singuri astăzi, suntem cu bunii noștri prieteni Andrei și Andrada, care au venit de la Timișoara să facă o mică escapadă în tierras españolas. Andrei, Andrada, bună dimineața! Vedeți? Sunt fericit. Sunteți fericiți? Poftă de mâncare? Poftă de mâncare? Andrada a băut o sidra asturiană, un fel de cidru. Cum a fost? Bine! Ea v-ar spune mai multe, dar nu mai poate. Deci da, bine ați venit la un nou vlog. Nu uitați, dacă vă place ceea ce facem, luați în considerare să vă abonați. Doar dacă vă place, dați clipul mai departe, lăsați un comentariu. Să începem. Bienvenidos a Madrid, bienvenidos a España. Și ca să începem cu începutul, începem cu micul dejun, dar normal, churros cu ciocolată. Miroase, te rog. Hola, e popular locul. Hola. Ce? Ți-a fost dor spaniloico? Da. Stai acum să gustăm, să vedem. Deci locul ăsta, deși e unul din cele mai renumite din Madrid pentru churros cu ciocolată, de fapt rețeta lor care i-a făcut faimos și rețeta cu ciocolății, nu churros. Churros e foarte simplu, e apă, făină și sare. Contrar multor credințe populare, nu se folosește zahăr, aproape nimeni nu folosește zahăr în churros, doar în anumite locuri. Ce e greu e să-l prăjești în dita mai oala de ulei, să-ți iasă smooth, să nu aibă... Cum se zice? Cocoloașe, așa. Dar trebuie să gustăm mai ales ciocolata. Hai să vedem. Asta e cafeaua pe care eu o beau în Spania, cortado, care e un fel de espresso macchiato sau un latte mai mic, să spunem. Asta e cafea cu lapte, cafea con leche. Mamă! Ia uite, un churro. Corect, frumos și asta mare se numește porra, asta e o porră, e un churro mai bădăran. Și ciocolata, uite ce fain e cana. Dar ciocolata? Ciocolata are un miros. Vai, 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 știi cum miroase? Ciocolata. Vai. Miroase a ciocolată. Noi ne-am luat și cafea că e dimineață, na? Hai să vedem dacă își merită oamenii ăștia reputația. Cum asta, stai să uite și ospătarul la mine, știi? Chiar dacă nu-mi place, trebuie să zic că îmi place. Ia, vino mai aproape, vino mai aproape, vino aproape, aproape. Oh, are cover de ăla deasupra, vezi? Na. Mamă, îmi plouă în gură. Mă, bună ciocolata. Cred că are și lapte în ea, ciocolata. La cum miroase? Cred că are și lapte ciocolata în ea și ar vezi, are un coat de ăsta, are o... Na. La treabă, e bun. Însă, dacă nu vrei să cumperi ciocolată, și ești mai ca noi, merge și în cafea. Nu-i bai. Te batește. Nu, oh, da. Multă lume mănâncă așa. Da. Uite, tantă de lângă. Sunt foarte crocanți, frate. Sunt foarte crocanți și foarte plati înăuntru. Nu sunt eu expert în churros, dar se spune că sunt niște churros peste medie. Și ca să vedem și o reacție pură a unui om care nu a copilărit aici, aș vrea să nu-mi bag mânecile în ciocolată.
sună bine. Ma. Așa-s pentru toți? Da. Ah, ok, am înțeles. Nu mai comandăm. Deci e o cafea cu 5 churros. Costă 2,95 euro. În locul ăsta super popular în Madrid. Deci eu zic că e bine. E un breakfast corect la 2,95 euro. E amuzant că cu cartela mea de Spania am 4G și acum mi-am pus cartela de România, Vodafone, am activat roaming-ul și am 5G în Spania. Deci România e next level pe internet. Poate observați că peisajul nu mai este acela de Madrid, dar deși imaginile se schimbă, muzica rămâne aceeași. Muzica că e aici, că e în Madrid, că e în Africa, că e în Siria, muzica vine din același loc, vine de pe Epidemic Sound. Toată muzica bună, inclusiv outro-ul nostru, vine de pe Epidemic Sound de ani de zile. Și cu linkul din descriere vă oferim 30 de zile gratuite în care puteți avea acces la o bază de date enormă cu muzică de calitate, fără drepturi de autor pe care o puteți folosi în proiectele voastre. Dar nu despre asta vreau să vorbesc, vreau să mă adresez creatorilor de conținut sau oamenilor care fac videouri. Că trebuie să vă arăt la laptop ca să înțelegeți, dacă nu, n-are sens. Până acum cel mai greu era să alegi muzica, pentru că trebuia să te gândești pe oare se pupă muzica asta cu cadrele pe care le am eu trase. Ei bine, acum nu mai trebuie să descarci muzica, să o importi la tine în softul de editare, poți să vezi asta direct de pe site-ul de la Epidemic Sound. Watch this. Acum poți face asta. Intri, cauzi melodia și nu mai e nevoie să o descarci, să o importi, după cum ziceam, apeși aici Sync to Video, în două clicuri alegi un fișier de care ai tu nevoie. Să vedem, ăsta oare, pam. Și deja putem vedea din website dacă imaginea se pupă cu muzica, dacă nu, alegem o altă melodie. E extraordinar, ne ușurează munca mult, mult, mult de tot, mai ales că, v-am spus, imaginile transmit informații, iar muzica transmite sentimente. Aveți link în descriere cu 30 de zile gratis pentru Epidemic Sound cu codul nostru. Vă mulțumim din suflet, continuăm. Cum a mers asta? E... Bine ați venit în Spania! Trebuie menționat că Madridul e o capitală foarte ofertantă. Nu, mergem unde știm noi, la casă, la bol, la casă bunicului. Madrid e o capitală foarte ofertantă și trebuie să ai și timp, și poftă, și vreme bună ca să poți arăta tot ce are de oferit acest oraș. Și de-aia ne-am axat acum pe mangiare. Pentru că noi aici ne simțim cumva ca acasă și ne e greu să facem vloguri de călătorie aici. Pentru că în țara asta am crescut, în țara asta am făcut școala, e țara care ne-a adoptat și e greu să faci travel vlogging de acasă. Nu știu, sper să puteți înțelege chestia asta. O să mâncăm acum, o să mergem într-un loc renumit pentru Cocido Madrileño. Și Madrileño însemnând din Madrid, deci vă dați seama că e ceva tipic de aici. E o mâncare de iarnă mai degrabă, dar nu contează, o gustăm. Cocido Madrileño. Să luăm. Și am ajuns. Suntem la Malacatin. După research-ul pe care mi l-am făcut pe net, se spune că se mănâncă cel mai bun cocido madrileño. Hai să încercăm. Deci gândiți-vă că locul ăsta e aici din 1895. Hai să vedem. Mamă, e super tradițional așa. Miroase bine. Hola. Așa că miroase fain. Tineți mesa para 4? Ya tiene reserva. Un moment, por favor. Yo sabía. Deci după cum bine a spus Raul, locul ăsta este foarte popular și absolut toate mesele sunt rezervate, se mănâncă pe ture, așa la 3 jumate începe iar și ca să stai aici este un meniu de 23 de euro, trebuie să-ți comanzi câte unul fiecare și doar atunci îți dau masă. Dacă nu poți face o degustare, ca să ai totuși un taste de ceea ce fac oamenii ăștia aici, nu este loc nici măcar la aici în picioare, deci trebuie să așteptăm și să gustăm din picioare. Dar dacă pentru asta am venit, așteptăm. Aia e, dacă vrei cocido bun, trebuie să aștepți. Nu pot să mă obișnuiesc cu chestia asta cu rezervările la masă, frate. De când mi se pare că de când se termină pandemia, trebuie să faci rezervare și ca să te duci la baie. Noi n-am făcut niciodată rezervare. Da. Aia e. Dacă e super popular locul, nu contează, așteptăm. A, și asta n-ai zis, că dacă că am fi stat la masă, doar că nu putem să mâncăm atât. Da. Păi da, a zis că poate pleacă cineva înainte și că e foarte spectaculos. Dar trebuie să iei tot meniul ăsta, dați-vă cât e, câte unul pentru fiecare. Și a zis, da, i-am zis că eu fac un video despre mâncare și a zis să continui filmarea poi mine. Dacă mai zice, nu
nu mai mănânci astăzi, nici mâine. Nici până mâine deloc. Asta e so very you. Place Madrid? Da, foarte tare. Zici asta că îți place sau zici că te-ai îmbătat un pic? La momentul ăsta, dacă mă întrebi, îmi place foarte tare. Nu știu dacă Madridul sau ce mi-ai dat acolo să beau. Ai văzut, bă, ce gagici faine avem, bă, uite-le ce faine ai văzut? Asturia. Best in Madrid. Sidra Asturian. Sidra Asturian. Sidra Asturian. I'm a fan. Ia uite, cheso curado, cum e brânza asta în ulei aici, asta e cu gust de la puternic. E brânza mea preferată. Ca de obicei, deschiderea în Spania e pe una ca nimeni. Deci a venit meniul de degustare. Ce mă bucur că nu am cerut pe la mare. Deci asta e degustare. Uitați-vă puțin cum arată chestia asta. Ia uite-te. Na, asta costă 7 euro. Asta e grăsimea aici. Deci un cocido, în mod normal, are ingredientul principal e nout, cartofi, carne, dar de obicei e mai zămos, așa, e mai multă zamă. E un fel de tocăniță. Aici avem chorizo. Asta e carne de vită. Aici puci niște varză și asta e morcilla, pe care eu o iubesc, sângerete. Hai să gustăm. Miroase. De mamă ce emoție am. La cât am așteptat. Mamă, dar cât mă bucur că n-am luat. Vreți cuțit? Dăm pâine. Cât mă bucur că n-am luat ăla, frate. Îți dai seama dacă luam miniu? Ia. Cum e carne? Bine? Sângeretele ăla e blană. Ți-am zis. Dar rupem tu un pic iubita. Ia uite carne aici. Se topește în gură, băieți și fete. Asta e mai mult ciorbă decât... Aici e uscat, așa? Da. Are gustul ăla fumat care e aur, cartof, năut, varză. Și mai ales asta. Asta ce? Sângeretele. Îți place? Vrei sângeretele astea? Extraordinar. Dacă mi-am luat seama că am crezut că e varză și de fapt era un fel de grăsime din aia. Slănină. Dime todo lo que lleva. ¿El cocido este? Sí. ¿Voy a salir? Espérate que voy a pedirlo. Va a salir guapísimo, te lo aseguro. La degustación de cocido lleva garbanzos, morcillo, morcilla, chorizo, tocino, repollo y patata. Madre, no sé, me alegro de haberme llevado solo la degustación porque lo otro... Lo otro es tradicional, va a seguir viendo, mira, yo lo he pedido entonces, ¿vale? Muy bonito, pero... La sopa, segunda plata es la cáscara de repollo, para traer el garbanzo. Pero eso es, comes ya una vez y ya. Es tradicional, ¿sabes? Es como se sirve en las casas. A mí me parece esto es una porción súper consistente. Sí, ya, ya te digo, para personas como nosotros, la magarra es la mejor. Sí, porque muy rico. Puedes venir varias veces y un día puedes comer una cosa, otro día puedes comer otra, porque está todo, es todo casero, todo hecho aquí. Muy rico. No hay nada congelado, todo está trabajado. Aquí. Muchas gracias. Está todo aquí. Me aseguraré de que salgas muy guapo. Si te gusta todo, claro. Todo está bueno, todo suena muy bien ahí. Gracias. Azi că nu este nimic congelat în barul ăsta, totul se face aici, pe loc, tot. Deci eu sunt pe aici, Raluca e pe aici. Uitați-vă la Andrada. Fă bun? Foarte bun. Nu mai are nimic. Nu mai e. La Vapies trebuie să mergem pe jos, să scădem caloriile, să se așeze mâncarea bine, ca să putem merge la casa bunicului, unde vom mânca gambas al ajillo. Foi, că pe aștept tot ziua, m-am gândit la ei. Omule, mă, dar mâni și dorm ca un... Fai, zici ca un zeu grec. Hai, we continue. Ceva. Ceva. 2-10, probă. Mulțumesc. Ceva. După ce am văzut cam toate zonele turistice din Madrid, am fost, ne-am plimbat prin Retiro, am fost pe Gran Via, Puerta del Sol, toate astea, Plaza del Sol,
Acum, la Vapies asta, care a tradus literal fi spală picioarele, e zona hipster, așa, e zona asta cu cafenele faine, cu oameni la modă, cu magazine precum ăsta. E pe hipsterial, așa. Și știu că vor fi comentarii de la oameni care vor scrie: a, n-ai gustat aia, n-ai mâncat gazpacio, n-ai mâncat, nu știu, bocadillo de calamare, caracole, toate chestiile astea. Trebuie să țineți cont că ăștia suntem, adică, în afară de ea, nu intră mai multă mâncare, adică noi facem tot posibilul să mâncăm, să vă arătăm chestii oarecum interesante, dar nu putem să mâncăm la infinit, da? Deci țineți cont de chestia asta, să nu ne băgăm în belele. Uite, acolo, schelă frumoasă. Ce faceți, mă? Faceți părțelile? Aici e partea financiară a situației și aici ăștia care mănâncă și beau și ei care se ocupă de plăți. Vă mulțumim din suflet că ne plătiți mâncărurile. Vedeți, pentru mine mai degrabă e un breakfast ăsta, bine, doar cu asta și cu ulei și cu cafea, decât ciurul ăsta. Na, trebuia să vă arăt ambele părți. Bă, ce-mi place aici, în zona asta. Și văd că ploaia încă are răbdare cu noi. Acum suntem în Plaza Mayor, practic Piața Mare, tradusă motamo. Acum vedeți un cal cu spatele și pe cal e Felipe al II-lea, a fost practic primul rege a Spaniei născut aici în Madrid. De-aia e monumentul lui. Aici toată zona asta e plină de terase unde se servește bere și tapas. Foarte fain locul ăsta și clădirea asta, care nu știu exact ce e, pentru că nu sunt de aici în Madrid, e foarte, foarte fain, fiți atenți. Tot timpul îmi face foarte mare plăcere să mă plimb prin Madrid, dar în perioada asta anului, înainte de vară, pentru că Madrid aflându-se în centrul Spaniei, o regiune care e în risc de despoblare, din aia sau cum se numește, toată lumea, Spania trăiește pe coastă, așa. Nu știu, e foarte plăcut, frate, eu sunt foarte mare fan al Madridului, mi se pare că e mult mai fain decât Roma și mult mai fain decât Paris. Paris, oricum, mi se pare gherlă. Și Roma are importanța istorică pe care o are și oferta culturală, dar ca și oraș, mi se pare că e sub Madrid. Madrid îmi place foarte tare și mă doare inima că am petrecut aici atâtea zile și nu am putut să ne bucurăm de el cu vremea asta nebună. Seara au fost inundat, s-a inundat metrou azi noapte. Da. Vreau să împărtășesc acest sentiment cu voi. Acolo e Mercado de San Miguel, e o piață. Piață propriu spusă, acoperită, așa, o hală. Hai să vedem ce găsim până ne vine foame. Uai, ce fain e. Ce fain e piața asta. Ma. Nu, hai, dă înainte cu tupeu. Ia uite, căpșuni cu frișcă. Căpșuni cu frișcă, uite ce fain miroase căpșuni. Bineînțeles, putea să lipsească hamonul. Uite la acolo, m-a târnat. 25 de euro 100 de grame, 250 de euro kilo. Dar e o piață în asta mai, cum să zic, fancy, nu? Mai dichisită, așa, mai chizdoasă, cum s-ar spune. Crocheterie. Da? Nu, pe unde? Pe aici? Pe aici pornim. Mamă, deci piața asta mi se pare super scumpă, frate, tot ce am văzut aici e super scump. Văzut un pahar de bere, 6 euro, ești nebun la cap. Era 2 euro un crochet, mă. Un crochet era 2 euro. În coițele care acolo ne-am mâncat, berea a fost 1,60. Și îți vedea 4 crochete. What? Da, văd că toți sunt englezi pe aici. Nu văd foarte mult spanioli în piața asta. Ce? Oricum nu văd foarte mult spanioli în piața asta. Păi nu, tot englezi aici. Da, da. Dar e faină, e drăguță. E drăguță, dar acum înțeleg prețurile. Asta numai că de 5 ori mai mare, unde fix la fel, e nebunie de genul ăsta, plin, tot timpul plin acolo. Și la suprapreț, la suprapreț, da. Am găsit magazinul tău. Ce? Aici. Ce e aici? Oh, Aperol Spritz, la șprețer. Și cât e un Aperol? 8 euro. E toată sticla cu 8 euro, prietene. Cam da. Dar la terasă cât e? Vreo 6, în mod normal, nu? La o terasă. 5 și un pic. Nu. Hai să vedem și pe aici ce găsim. Meh. 14 euro bucata. Da, interesting.
Mi s-ar fi părut foarte nașpa să fi vizitat locul ăsta. În aceea zic, când filmez acest clip, să nu vi-l arăt deloc. Palatul Regal din Madrid, catedrala aici. Și uitați-vă și voi câta coada e să intri să vizitezi palatul. Deci, după cum am spus, mi se pare că după pandemie s-a deschis o, nu știu, o țeavă, o ceva de turism, de nebunie pentru ei și nu mai putem improviza absolut nimic. Totul trebuie să fie pregătit, totul trebuie să fie plănuit și e nașpa cumva, mai ales pentru niște oameni ca noi care nu avem nimic stabil și ne place să trăim viața așa, improvizând. Dar na, înțeleg și partea asta la alta. Foarte frumos palatul. Și după cum vedeți, se apropie ploaia, așa că e timpul de gambasa la Hillo. Casa de la Boilu are vreo 20 de locații în Madrid, fără să exagerez. Noi am ales-o pe asta. Nu știu cum. Nu știu cum. Destinul m-a adus aici. Destinul. Man. Hola, ¿qué tal? Aha, ia uite-le acolo. Numai noi mâncăm, că Andrei și Ralu nu mănâncă seafood, deci ce fai, miroase? De unde stăm aici? Aici. Astea sunt mesele. Serios, vorbesc serios. Aici sunt mesele? Da. Fii atent, astea sunt mesele și tot ei și arunci aici. Vezi? Uite, vine încoa, uite acolo. Vezi că e separat așa? Ca să poată să măture într-o bucată și să arunce tot. Creier. Aici bucătarul cu orice am comandat de mâncare. Noroc! Orice am comandat de mâncare acolo, vine tot de la bucătăria lui de aici. Acolo era full, așa că o să încercăm să stăm pe aici undeva, să gustăm faimoasele gambas la hijo. Hola. No podemos estar aquí porque está lleno. Mi casa. Gracias. Gracias. Ce drept celălalt avea mai faină, cum se zice, mă? Ambianță? Da, ce era acolo? Era că era înghesuială. Dar n-aveam unde să mâncăm și nici n-aveam unde să fim. Dacă mă ține oia în brațe, să mă plăti. Și două fete acum. Aia. Acum stăm aici. Tot aia e. Gambas. Una ración frita de queso, un tomate al aliño, un buen vino. Ok. Seguimos con una croqueta de camarón rojo, suave meloso, y luego ya terminamos bien con las gambas al ajillo o las gambas a la plancha. Vale. A por gambas bebidas. A la plancha. Tenemos nuestro propio vino. Ok. Es un, este es un 2018, luego tenemos un reserva 2017. Propio. Okay. Luego tenemos también nuestro vino dulce y a partir de ahí lo que estoy vale. La Coca-Cola no es nuestra. Vale. Ce fain e tipul ăsta, îmi explică tot, tot ce comand. Și berea o fac ei aici. Abia aștept. Toată ziua am stat cu capul la astea. Cu capul la astea. Cap... N-am zis bine. Bună presiune. Asta e berea lor. Ne uităm la casa de la Boilu. Bere artezană. Yes. Chiar e. Bunicică berea, dar e cu, cu soc în ea. Sau nu știu ce. Gracias. Gracias. Uai, cum miroase. Deci pentru asta e renumit casa bunicului, casa de la Boilu. A citit Ralu acolo 4 generații deja de, în aceeași familie, cu o grămadă de localuri prin Madrid și unul din cele mai emblematice restaurante din Madrid. Ia uitați cum arată astea. Gambas al ajillo. Practic avem ulei, usturoi, pătrunjel, creveți. Și cine știe ce ingredient secret folosesc oamenii ăștia. Și gambe astea creveți sunt aduși din Palma de Mallorca. Și bineînțeles, cu o pâinică bună și o bere bună. Asta e combinația, asta e viața. Cu seafood-ul doar eu și Andrada. Andrei e mai mult cu berea, Raluca e nu știu ce. Mamă, ce tare e pâinea. Mie nu-mi place seafood-ul și eu sunt cu sangrie. Și sangria e parte din gastronomia Spaniei, cei drept. Bineînțeles. Și despre ea s-a vorbit foarte puțin. Mamă, are, are coat, așa, vezi? Are și ardei iute înăuntru. Aș vrea să nu mă ard, ca să simt totuși gustul. Mamă, e mai bună ca alea de la Musa pe mare. Mamă. Andrei. Nu știi ce pierzi cu ele. Bagă. Ia măcar niște pâine și moaie în uleiul ăsta. Secretul deci nu sunt creveții. Deci e fenomenal. Usturoiul.
usturoiul și chiliul, e un pic spicy. Na. Porția asta nu știm dacă e 11 euro sau 17, că nu sunt sigur, dar cred că e 17, că-s mulți creveți aici. Așa arată. Ce mulți sunt. Așa-i? Extraordinar. Ne-am mâncat așa creveți bune niciodată. Și merită reputația bunicu. Afară plouă, dar... Suntem bine aici. Un suflet cu soare. Oi, leu! Rare ori am fost mai fericit decât acum. Deci... Asta a fost o mâncare de care te bucuri, nu doar o consumi. You enjoy every moment of it. S-a făcut? Speechless. Cheers. Și spre norocul vostru, Luca nu a mâncat nimic acolo, așa că trebuie să ne oprim să mănânce altundeva, ceea ce înseamnă că vedeți și renumita Casa del Jamón, Casa Jambonului, cred că e tradus, aici, pe Gran Via, ăsta pe... în sol suntem. Așa arată, e practic o carmangerie, spun așa, unde sunt ăștia mei? Stai că mi-a pierdut oamenii. E o carmangerie, după cum puteți vedea, se vinde jambon peste tot, dar au fost deștepți și au adăugat și o crâjmă în mijlocul ei, unde poți să-ți iei, foarte frumos, o berică, ăsta-s eu, o berică cu un bocadillo de jamon, un sandwich ăsta de jambon. Toate felurile, toate varietățile posibile sunt aici, uite. Jamon serrano, selección de cebo, chuletas de cerdo cu jamon, asta e porc cu ouă și cu cartofi prăjiți. Foarte interesant totul. Nu este loc la masă? Nu. Și dacă așteptăm un pic și bem o bere în meanwhile? Aici, dacă găsim aici loc. Păi eu aș vrea să stăm aici. Mi se pare foarte interesant asta, Casa del Jamón. E la fel una din locațiile cunoscute din Madrid. Uitați cum arată și ospătarii, uite cum arată platourile acolo. Foarte, foarte fain. Eu zic să ne punem atunci pe lângă unii care să aibă paharele goale. Smart. Da, cred că e foarte greu să filmez, pentru că toată lumea așteaptă masă și deja e a doua locație, sunt mai multe, am venit la a doua și toate spline, frate. Of, Doamne! Deci la Taco Bell, Doamne, deci la Casa de Jamón pur și simplu nu s-a putut. Eu și Andrada am mâncat, Andrei s-a oprit la Taco Bell că a vrut ceva tipic spaniol. Și, by the way, Taco Bell în Spania e extraordinar, frate. Confirm? Foarte, foarte, e a doua oră când mănânc și e perfect. Vezi? Și acum am venit altundeva să mănânc ralul huevos rotos, dar locul e cu priveliște pentru mine, nu m-am simțit niciodată mai confortabil într-un loc decât ăsta. E locul vieții mele. Uite view, n-a view. Uite. Stai așa și mă uit așa ca un videoclip, știi? Uite-te și tu în coră să vezi view. Na. Raluca huevos rotos, noi cerveza. Andrada a descoperit berea cu lămâie. Eu care nu-mi plăcea berea. De parcă acasă nu avea bere. Da, astăzi ce-o băut? Sidra, bere cu lămâie și sangria. Și încă o bere cu lămâie. La cât am mâncat nu se pune. Ai grijă că la cât dormi poți să ajungi să dormi prin parcuri, la cât bei. În Plaza Mayor. Ia uite cum arată. Avem aici ardei. Stai un pic. Că se aude un ardei. Am un cartof și trebuie să fie o nouă de desubt și ne-am adus și ensalada rusa care e salată de beef toată ziua. Ia. Da, ei să-ți iei și la pachet. Arde. Bun. Dea cu ou că e bună pe ăla. Și mon ami, ăsta a fost vlogul nostru culinar. Acum facem bagajele aici în apartament, pentru că Raluca mâine pleacă singură către locul unde noi ne-am cunoscut acum foarte mulți ani, să-și vadă familia. Eu rămân pe aici, trebuie să rezolv niște acte pentru următoarele destinații. Vă fac un room tour rapid, asta e camera noastră. Stați așa. Aici avem un Aine Living. Acolo sunt ceilalți invitați. Avem aici bucătărie, aici e dormitorul lor și acolo baia. Apartamentul ăsta costă... Andrei, cât am dat pe ăsta? Mai știi? Da. Mai știi cât am dat pe apartamentul ăsta? 1600 de lei de costă.
1600 de lei, cred că pe 4 nopți, ceva de genul. Suntem la vreo 15 minute cu metrou de centru Madridului și pentru perioada asta anului it's not bad at all. Singurul lucru pe care l-a schimba ar fi, nu știu, să fie într-un loc mai quiet, că e puțin mai gălăgie, dar asta e. Ăsta a fost vlogul nostru cu Lina. Nu uitați să dați clipurile mai departe. Dacă vă plac, să lăsați în comentarii ce v-a plăcut, ce nou, să dați like și ne vedem, bineînțeles, în următorul din, atenție, România.